Colegiul Național Barbu Știrbei Călăraș împlinește 135 de ani de la înființare, dar și 100 de ani de la transformarea gimnaziului în liceu. Cu această ocazie, profesorii, elevii, absolvenții au fost invitați să participe la aniversarea acestui dublu eveniment. Acest liceu poartă numele, după cum știți, de Barbu Știrbei, numele unei mari personalități din istorie, ministru și domnitor al țării românești, om de mare cultură, care a favorizat, a protejat educația, redeschizând o serie de școli care au fost închise la 1848. În conștiința călărășenilor, a intrat în 1852, odată cu emanciparea orașului. Vom dezvăli în cinstea acestui eveniment, 135 de ani de la înființarea liceului, o placă pe care e scrisă o poezie, ultima strofă din poezia La moartea lui Barbu Știrbei, scrisă de poetul Mihai Eminescu. Alor inim de aramă și un înger cu aripi negre, cu diademă de spin, cu cântare plângătoare, una mișcă, una cheamă, precum mișcă vântul în cântec, fața mării de senin. Și cu ochiul plin de lacrimi, națiunea cea română, care are mii de inimi sufletul ei tremurând, vede cum prin nor se stinge stea cu flacără divină și aude în cer un tunet și un gemet pe pământ. A întristării neagră aripă, peste lume se întinde, totul tace, că-și durerea este mută ca un gând. Lumea azi nimic nu vede, ochiul nimic nu cuprinde, decât cursul acelui astru ce se sparge pe mormânt. Cine-i avila ce cade? Cine-i stânca ce se sfarmă? Cine-i leul ce închide cu durere ochii săi? Cine-i tunetul ce moare împrând lumea de alarmă? Este domnul României, Barbu Dimitrie Știrbei. Mulțumim frumos! Se binecuvintează această placă comemorativă cu harul Preasfântului Duh prin străpunerea pe această apă sfințită. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cadre didactice. Ne-am întâlnit astăzi aici pentru a sărbători trei mari evenimente. Cei 135 de ani de la înființarea Colegiului Național Barbu Știrbei, 100 de ani de la acordarea dreptului gimnaziului de a organiza și cursuri liceale de ciclu superior. Dar și 50 de ani de la înființarea grădiniței cu program normal numărul 11. Suntem onorați să fim în fața dumneavoastră în această zi de sărbătoare pentru a introduce oratorii, dar și evenimentele artistice. Eu mă numesc Andreea Toader. Iar eu sunt Rareș Vlad. Noi suntem prezentatorii acestui eveniment. Pentru început, o vom invita pe doamna director profesor Amza Iofrosina. Bună ziua! Bine ați venit sau revenit în universul superior și nobil. Sunt copleșită de emoție, nu cred că am mai avut așa emoție de foarte mulți ani. În primul rând că mă aflu în fața atâtor nume cu renume. În al doilea rând, pentru că alături de noi este și doamna inspector general și doamna inspector, mă leg de învățământ, și doamna inspector general adjunct și este alături de noi ministrul Ecaterina Andronescu. Care a fost și este mentorul meu spiritual, modelul meu de viață, care a ajutat foarte mult învățământul românesc, din multe perspective, și este și mentorul spiritual și
mentor pe toate domeniile pentru liceul nostru, pentru că am fost cuprinși în proiectul alături de dumneavoastră, competențe științifice și abilități practice pentru o carieră de succes. În cadrul acestui proiect, elevii au avut acces la o platformă, în continuare, acces la o platformă cu subiecte care se dau la matematică, fizică, chimie în Politehnică, cu o serie de cursuri ținute de profesori universitari din Politehnică, cu o serie de cursuri legate de orientarea în carieră și la sfârșitul participării în acest proiect, școala a beneficiat de tablete, cam erau primele tablete la vremea aceea, și fiecare elev, 100 de elevi, fiecare elev de la clasele de real de științe a primit o bursă de 300 de lei pentru a intra în viață. Deci, cred că înțelege și mai mult emoția mea. Ce să vă zic, acest liceu a fost ca un râu năvalnic care și-a creat albie stabilă și a trecut printre multe greutăți, prin multe greutăți, în sfârșit, în cele din urmă, la începutul, mă gândesc la 1884, în cele din urmă a ajuns la limanul luminoase. A luptat pentru tradiție, pentru calitate, pentru excelență. Astăzi ne aflăm în fața dumneavoastră cu lucruri extrem de importante. Suntem școala asociată UNESCO. Suntem școală membru fondator a Alianței Colegiilor Centenare. Suntem școală membră la Academia Școlilor Centrale Europene. Școală MAST, școală europeană, școală a Parlamentului European. Elevii noștri au fost de cel puțin de două ori și au reprezentat cu succes Călărașul, respectiv România, în Parlamentul European. Pe holuri aveți o serie de imagini de la aceste manifestări. Mă bucur foarte mult ca absolvenții, pe lângă faptul că au avut și au aripi, au și rădăcini. S-au întors aici, unde noi îi așteptăm, să ne spună cum este prin lumea prin care au zburat. În continuare, și elevii noștri zboară spre toate țările europene, mașini depășesc țările europene. Îi vedem pe la o serie de concursuri naționale și internaționale, au ajuns și la concursul NASA, avem artiști de marcă pe scene ale lumii, aici la Barcu Stirbei, care este de profil matematică, informatică în special, și științe. La noi în școală, orice valoare este convertită în valori. Cred că v-ați dat seama că nu fac numai disciplinele fundamentale, avem o nouă viziune asupra arhitecturii curriculare pentru activitățile non-formale. Și astăzi am încercat, prin întreaga activitate, să demonstrăm acest lucru și să impulsionăm și pe alții că, până la urmă, reforma se face cel mai frumos de jos în sus, de la firul ierbei. Nu trebuie neapărat să așteptăm o reformă națională. Aici, în școală, noi învățăm, avem chiar în misiune trecut, învățăm să ne transformăm, dar să transformăm și lumea din jurul nostru. Merită să ne, pentru dumneavoastră care sunteți de față și pentru alții care n-au putut să vină din diferite motive la această acțiune, merită să ne reinventăm, să fim și sămânță, și ploaie, și soare, și căldură. Adevărata măsură a vieții unui om
nu este dată decât de lipsa de măsură. Așa că vă rog să iubiți fără măsură, să excelați fără măsură, să trăiți fără măsură, dacă se poate. Cred foarte mult în destinul acestui liceu, fie ca viitorul lui să fie pe măsura istoriei sale. La mulți ani, bani cu Știrbei! Onoarea este de partea noastră când vorbim de doamna Ecaterina Andronescu, fost ministru în mai multe rânduri și în prezent președintele Senatului Universității Politehnica din București. O invităm alături de noi. La mulți ani Colegiului Național Barbu Știrbei! La mulți ani! Aveți un nume de legendă. Barbu Știrbei n-a fost orice domnitor. Și Barbu Știrbei are o legătură și cu Universitatea din care eu provin și în care poate mulți veți învăța, cu Politehnica din București. Școlit la Paris în istorie și în științe sociale, se întoarce să facă pentru țara sa lucruri bune. Și face, într-adevăr, pentru că Barbu Știrbei, primul lucru pe care l-a făcut a fost să deschidă școli într-o țară în care școlile erau extraordinar de puține. Așa se face că el este și cel care l-a chemat pe Petrache Poenaru, pe care îl cunoașteți cu siguranță ca fiind inventatorul Condeiului Portăreț, să fie efor al școalelor, adică un fel de director general, cum am numit astăzi, în Ministerul Educației. Petrache Poenaru nu numai că a inventat stiloul, nu numai că a fost 15 ani directorul școlii de ingineri potarnici, în care și-a ales sorgintea Universitatea Politehnică de astăzi, dar Petrache Poenaru a fost și cel care, în timpul domniei lui Cuza, a gândit prima strategie, prima structură a învățământului românesc. Și sigur că se face să nu uităm aceste lucruri. Doamnelor și domnilor profesori ai acestei minunate școli, dumneavoastră faceți parte dintr-o generație de dascăli care adăugați performanță generațiilor anterioare de dascăli și elevi. Vă felicit pentru ceea ce faceți în școala dumneavoastră și vă mulțumesc cu mult respect și cu multă prețuire pentru activitatea dumneavoastră din fiecare zi. Dragi elevi, trebuie să fiți mândri că sunteți elevii nu oricărei școli, ci a unei școli care s-a înființat acum 135 de ani. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de 135 de ani, elevii și profesori se străduiesc, profesorii se străduiesc să înalțe școala. Și cum se poate înălța neamul altfel decât prin școală? Așa ne-a învățat Iorga și cred că ne-a învățat foarte bine. Era un mare și un mare profesor și un mare istoric. Am venit cu sufletul deschis către școala dumneavoastră să vă aduc și mulțumirile universității în care sunt profesor, pentru că an de an ne trimiteți elevi bine pregătiți. Anul acesta am invitat-o pe distinsa dumneavoastră directoare să-i oferim o diplomă în semn de mulțumire că unul dintre absolvenții colegiului dumneavoastră a intrat cu cea mai mare medie la una din facultățile noastre. Și cred că merită și gândurile noastre bune și aplauzele dumneavoastră. Vreau, stimată doamnă director, să-mi permiteți să vă ofer o diplomă de onoare, pentru că dumneavoastră onorați sistemul românesc de învățământ. O diplomă pe care am ales să scriu un motto din Constantin Brâncuș, care spunea cam așa: niciodată nu vom da înapoi pământului care ne-a dat totul. Vă mulțumesc foarte mult! Viva Crescă Flora, Colegiul Național Barbu Știrbei! Vă mulțumesc că nu se iubește Dumnezeu
faceți parte dintre învățământ. În continuare, vom asculta discursul domnului prefect al municipiului Călăraș, domnul George Iacob. Bună ziua tuturor! Sunt un absolvent al acestei școli. Vă rog să mă credeți că am emoții. Începând în următor. Foștii profesori pe care i-am avut, îi port în gând, îi port în inimă. Colegii dumneavoastră, profesorii pe care îi aveți în față astăzi, mă uit la dânsii cu respect și apreciez pentru tot ceea ce fac, pentru rândurile din spate. Îmi pun speranța în voi, iar pentru cei mai mici, credeți-mă, trebuie să avem grijă de ei. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut, pentru tot ceea ce faceți. Noi suntem absolvenți de Știrbei sau Bălcescu, cei mai vechi dintre noi. N-am absolvit la școala vieții. Am absolvit o școală cu renume, cu importanță, cu rezonanță și sunt mândru. Mi s-a întâmplat și cu asta închei, în diferite ocazii, să ne întâlnim călărășeni. Ce ne-a unit cel mai tare? Faptul că suntem absolvenți de Știrbe. Și am mers la dezvoltarea relației foarte frumos. Vă invit să faceți acest lucru. Vă îndemn să fiți mândri de toate realizările și de rezultatele înaintașilor noștri. Vă mulțumesc și vă doresc baftă. La mulți ani! Pentru a continua festivitatea, avem privilegiul de a-l invita pe domnul primar al municipiului Călăraș, domnul Daniel Ștefan Drăgulin. Aș vrea să completez aniversările și să spun că se împlinesc și 20 de ani de când Nigiu este Colegiul Național. Doamnelor și domnilor, onorată asistență, dragi elevi, îi mulțumesc doamnei directoare că m-a invitat astăzi aici, la aniversarea celor 135 de ani. Am o emoție, deși nu sunt absolvent al acestui liceu, să văd în față o întâlnire între generații. O întâlnire în care avem oameni de nivel național. Oameni, sau pe mine, absolvenți de nivel național, internațional și elevi care sunt convins că o parte dintre ei vor călca pe urmele înaintașilor. Mă bucur în același timp că am avut ocazia să fiu părtaș la lucrările acestui edificiu. Și începând din 2016, liceul să poposească aici, într-o construcție modernă, care se pliază enorm de mult pe ceea ce se întâmplă în acest liceu. Vreau să felicit cadrele didactice pentru modul în care interacționează cu elevii. De câte ori vin, simt un suflu altfel decât l-am avut noi în liceu. E ceva modern, e ceva deosebit, o interacțiune sufletească și transmiterea energiilor este deosebită. Felicit de asemenea absolvenții și mai ales cei care au intrat în anul întâi. Dovedește că valoarea este la un nivel ridicat în acest liceu. Toate rezultatele obținute de-a lungul timpului dovedește de asemenea că toate cadrele didactice de-a lungul timpului au reușesc și sunt convins că vor reuși să transmită informațiile pe care toți elevii și absolvenții le vor folosi cu succes. La mulți ani, zice Colegiul Știrbei Vodă. Știrbei. Bartu, Știrbei. La mulți ani, doamnelor și domnilor. Ce ați făcut până acum este istorie.
ce veți face de aici încolo sunt angajamente și sunt convins că toți la oaltă, împreună, pentru că administrația, Consiliul Local, toți suntem alături de valoarea existentă în Călăraș și sunt mândru că sunt contemporan cu dumneavoastră. La mulți ani și tot ce vă doriți. Doamne ajută! Bună ziua, onorați invitați, stimate cadre didactice, stimați absolvenți, dragi elevi. Astăzi, la 135 de ani de existență a școlii și la 100 de ani de învățământ liceal, împărtășim bucuria și sentimentul de împlinire pentru fiecare etapă de ascensiune și de recunoaștere a Colegiului Național Barbu Știrbei, drept una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ ale județului. Momentul aniversar de astăzi este deopotrivă unul de reflecție, de evaluare, dar și de proiecție pentru viitor. Reușitele obținute pe parcursul acestor ani de activitate sunt datorate, în primul rând, trudei unui minunat colectiv de cadre didactice sub conducerea echipelor manageriale care s-au succedat. Calitatea actului didactic și-a pus neîndoiosă amprenta asupra destinului absolvenților școlii. Colegiul Național Barbu Știrbei se situează an de an în fruntea clasamentelor în ceea ce privește rezultatele la examenul național de bacalaureat. De aici au plecat olimpici naționali și internaționali, laureați ai diferitelor concursuri, care acum se regăsesc în marile universități și companii ale lumii. Premiile obținute la concursurile naționale și internaționale vorbesc despre calitatea actului de educație din această prestigioasă unitate de învățământ. Nu întâmplător, în anul 2018, Colegiul Național Barbu Știrbei, obținând pentru a doua oară titlul de școală europeană. Începând cu anul 1884, când s-a înființat Gimnaziul Real Știrbei Vodă, școala a pregătit un număr însemnat de absolvenți. La modelarea elevilor și a drumului lor în viață au contribuit, desigur, și activitățile educative, participarea în proiecte naționale și europene în care elevii s-au implicat cu multă pasiune și dăruire. De-a lungul anilor, Colegiul Național Barbu Știrbei a beneficiat de buni manageri care au reușit să organizeze eficient activitatea, să îi încurajeze și să îi sprijine pe colegii în dezvoltarea lor profesională, dar și să aibă abilități pragmatice pentru a dota școala, pentru a face din mediul școlar un ambient frumos și primitor. Evenimentul de astăzi are dublă conotație. Aniversarea Colegiului Național Barbu Știrbei, dar și sărbătorirea în avans a Zilei Internaționale a Educației. A fi profesor înseamnă a avea vocație, har și dăruire pentru o meserie care este mai mult decât o profesie, înseamnă un crez, o posibilitate de a da ceva din ființa ta pentru fiecare generație care trece prin fața ta ca profesor. Înseamnă să modelezi personalități, să lași ceva în urmă, schimbând într-un fel viața și destinele celorlalți prin ceea ce îi înveți tu. Stimați dascăli și angajați din sfera educațională, sunteți călăuze fidele în universul cunoașterii, sunteți cei care clădiți, fără răgaz, cu multă răbdare și perseverență, temelia societății, care reușiți să transmiteți lumina și înțelepciunea zecilor de generații de elevi, să le modelați suflete, ca în final să culegeți roade bogate, așa cum toamna vine cu avalanșa belșugului, împlinirilor și bilanțului. Fiecare dintre noi am avut în viață dascăli care ne-au marcat destinele. Astăzi este un prilej aparte să vă exprim sincera mulțumire, admirație, recunoștință pentru munca dumneavoastră de semănători de lumină. Vă doresc din suflet sănătate,
ani lungi de viață, gratitudine din partea noilor generații, performanțe și realizări în activitatea dumneavoastră și să vă bucurați de apreciere din partea elevilor, a părinților, dar și a discipolilor de ieri, de azi și de mâine. La mulți ani, Colegiul Național Barbu Știrbei!